Da, în ceea ce privește investițiile pe care le avem în derulare în acest moment la nivelul municipiului Roman, în această săptămână, dacă ne vor permite condițiile meteo, vom proceda la turnarea covorului asfaltic din sensul de girație poarta nord, astfel încât să finalizăm și acest obiectiv de investiții. Săptămâna trecută s-a finalizat de turnat covor asfaltic pe strada Eternității. În această săptămână s-a început cu ridicarea căminelor la cotă și de asemenea sper ca până la sfârșitul săptămânii să terminăm demontat pavelele pe latura dinspre parcul municipal. Un alt eveniment important în această săptămână are loc astăzi la Piatra Neamț, începând cu ora 10, acolo când are loc deschiderea ofertelor pentru zona 2, zona Roman, la stația de sortare și de transfer de la corduna deșeurilor municipale. Și mi-aș dori ca, dacă nu vor fi impedimente de natură legală și contestații, în cel mai scurt termen să devină funcțională această stație de transfer și implicit pe cale de consecință și în Roman să înceapă colectarea selectivă a deșeurilor, astfel încât, pe de o parte, să ne îndeplinim indicatorii asumați în fața Comisiei Europene de reducere a cantităților de deșeuri transferate la depozitul conform de la Girov și recuperarea materialelor reciclabile. Sigur că tot acest demers nu se va realiza de pe azi pe mâine și va trebui o implicare a tuturor factorilor de decizie și Primăria Municipiului Roman va fi un partener în acest demers de conștientizare a populației pentru colectarea selectivă. Însă, acest lucru se poate realiza doar după ce zona 2, zona Roman, va deveni operațional din punct de vedere al managementului deșeurilor. Mâine, de asemenea, are loc la Roman deschiderea ofertelor pentru asfaltarea celor patru străzi din Roman. Este vorba despre străzile din cartierul Nicolae Bălcescu, Ogniței, Mărului, Tinosului și Pescarilor, astfel încât sperăm că, de asemenea, dacă nu vor fi contestații, până la sfârșitul acestei luni să finalizăm și noi această procedură. O parte din fântânile din oraș au intrat în conservare, iar fântâna din fața primăriei va intra în conservare începând de lunea viitoare. Am optat pentru a o menține încă în funcțiune pe perioada târgului care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni în piața Roman Vodă, astfel încât să asigurăm un ambient plăcut în zonă pe durata acestui târg. Târgul Magia Toamnei, care este în aceste zile în pregătire. Miercuri, pe 11 octombrie, vom aduce căsuțele și le vom monta. S-au efectuat reviziile la aceste căsuțe și de joi, 12 octombrie, începând cu ora 12, acest târg își va deschide porțile, astfel încât romașcanii să se poată bucura de produsele tradiționale din această perioadă a anului. Și dacă tot discutăm despre zona aceasta din preajma fântânii, am dat în lucru colegilor de la biroul IT și deja s-a efectuat referatul pentru achiziția de materiale în vederea montării unor aparaturi care să permită o zonă de Wi-Fi în municipiul Roman.
această zonă, părculețul din fața primăriei, cel de la Muzeul de Artă și cel din lateralul Casei de Cultură, să poată fi acoperite cu internet wireless pentru romașcan. Bineînțeles că vom face și o serie de setări, astfel încât să blocăm excesul de folosire a acestui internet wireless pentru a nu se downloada cine știe ce valori de trafic foarte, foarte mari, ci doar pentru a permite romașcanilor într-un număr cât mai mare să se poată conecta gratuit la internet în această zonă. Și în perioada următoare, anii următori, să gândim și alte zone din Roman unde vom putea monta aceste rețele de internet gratuit. De săptămâna trecută și continuăm și în această săptămână cu reviziile la instalațiile termice din unitățile de învățământ. Am dat termen până miercuri unităților de învățământ să ne comunice eventualele probleme pe care le au la instalațiile termice, astfel încât în momentul în care va veni sezonul rece să putem furniza fără nicio problemă agentul termic în unitățile de învățământ. În ceea ce privește locuințele sociale și ANL-urile care sunt în administrarea societății municipal Locato, acolo s-au efectuat deja reviziile și în funcție de solicitările chiriașilor în unele blocuri chiar s-a și pornit căldura. Un alt eveniment mai neplăcut de această dată privește societatea Apa Serv și două asociații de proprietari de pe raza municipiului Roman. Este vorba de Asociația 29 și Asociația 59, care au primit somație cu privire la neachitarea unor debite către Apa Serv și aceste asociații au fost somate să achite în caz contrar, urmând a fi debranșate de la rețelele de alimentare cu apă. Am avut o discuție, deși, să spunem, nu este în competența primăriei, vorbind de o societate a Consiliului Județean și de asociații de proprietari care sunt organe independente, însă am preferat să mă implic la nivelul unor discuții, pe de o parte la societatea Apa Serv pentru a mai amâna această debranșare și pe de altă parte prin discuții cu asociațiile de proprietari pentru a-i face să conștientizeze că odată ce ai beneficiat de un serviciu, trebuie să plătești acel serviciu. Asociația 59 a făcut o plată vineri, a mai făcut o plată și azi și în acest moment, să spunem, a ieșit din pericolul debranșării. Din păcate, la Asociația 29 nu s-a făcut încă nicio plată și din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții asociației am înțeles că există scări cu persoane bun platnice, dar și scări cu foarte multe persoane rău platnice. Din punct de vedere tehnic, există posibilitatea debranșării doar a anumitor scări, drept pentru care, dacă nu se va conforma să achite parte din debitele restante, vor fi debranșate doar acele scări care nu și-au achitat datoriile. Și dacă tot vorbim despre Apa Serv, le voi trimite o ultimă notificare astăzi în ceea ce crește gaura lăsată la parcarea etajată de la piață, cu un termen foarte ferm, ca până vineri, să acopere acea gaură. În caz contrar, de luni vom trece noi la acțiune, vom acoperi noi acea gaură, însă factura o va plăti Apa Serv. Vreau să mai aduc și prin intermediul dumneavoastră la cunoștința romașcanilor faptul că vor continua înscrierile pentru pelerinajul de
sâmbătă de la Sfânta Paraschiva la Iași. Până vineri așteptăm înscrierile. Până în acest moment 98 de persoane s-au înscris la acest pelerinaj, astfel încât să știm exact câte persoane sunt doritoare și să ne organizăm pentru ziua de sâmbătă. Și iarăși din această săptămână se începe pregătirea dosarelor pentru subvențiile la încălzirea cu gaz, cu energie electrică și cu lemne. Nu există nicio modificare legislativă, nici în ceea ce privește conținutul dosarului și nici în ceea ce privește cuantumul sumelor pentru care se alocă aceste subvenții. Procedura de lucru este aceeași pentru cei care locuiesc la bloc. Dosarele se depun prin intermediul asociațiilor de proprietari. Cei care locuiesc la case trebuind să-și depună dosarele la Direcția de Asistență Socială. Și de asemenea vă promisesem și ceva informații legate de încasările și numărul de clienți de la Complexul Sportiv și de Agrement Moldova. După centralizarea datelor din acest an, deși zona de foișoare încă mai este deschisă și mai poate genera ceva venituri, vreau să vă spun că la acest complex s-au încasat 688.345 de lei în acest sezon, având un număr de 55.841 de clienți, în creștere față de anul trecut, lucru care ne bucură, dar în continuare, ca și anul trecut și în acest an, am avut câteva weekenduri în care condițiile meteo nu au fost cele mai prielnice pentru activitatea acestui complex, ce are o foarte mare importanță ca și factor meteo în valoarea încasărilor. Și dintr-o discuție pe care am avut-o cu directorul clubului sportiv, am stabilit ca în sezonul viitor să generăm mai multe activități de genul acelei petreceri în strand pe care am făcut-o în timpul săptămânii, pentru a avea un număr cât mai mare de clienți și în cursul săptămânii, nu numai în weekend, pentru că și în acest sezon am avut foarte multe situații în care vremea a fost frumoasă în timpul săptămânii, dar din păcate în weekend nu a fost o vreme tocmai potrivită pentru strand. De asemenea, în cadrul aceleiași discuții pe care am avut-o cu directorul la clubul sportiv, am luat decizia ca, cel mai probabil începând cu luna noiembrie, să introducem și o taxă la bazinul de înot pentru cei care doresc să utilizeze sauna. De aproximativ un an de zile această saună a funcționat cu titlul gratuit, însă din păcate consumurile de energie sunt foarte mari și suntem nevoiți să introducem și această taxă, care nu va depăși taxa de acces la bazin, și vom gândi un sistem de identificare a celor care plătesc și taxă pentru saună. Oricum, cine merge la bazin primește acea cheie cu brățară pentru a ține în condiții de siguranță bunurile personale. Vom înlocui toate acele brățări, pentru că mie personal nu-mi plac cum mai arată, sunt destul de uzate, și vom cumpăra brățări de două culori. O culoare care să identifice persoanele care doresc doar acces la bazin și o altă culoare care să identifice persoanele care doresc să vină și la saună, tocmai pentru a avea o evidență a persoanelor care apelează și la această saună. Joi va fi o zi plină. La ora 10
Aici, în sala de Consiliu, vom semna contractul de finanțare cu ADR Nord-Est pentru blocul 33 de pe Anton Pan și la ora 12 vom inaugura târgul de magia toamnei și ulterior voi pleca la București, acolo unde am depus în cadrul Galei Excelenței în Administrație proiectul de reabilitare a pietonalului și vom reprezenta Romanul cu acest proiect în cadrul acestei gale. Cam acestea au fost informațiile pe care am dorit să vi le aduc la cunoștință și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ați spus dumneavoastră că va fi ultima notificare către APASER pentru a acoperi lucrarea neterminată de acolo de la piața centrală. Dar nu înțelegeți de ce trebuie făcute astfel de notificări, că la vezi pe domnul Curtudăr, care e angajat la APASER pe consilier local și cu care sunteți în același partid. Nu are nicio relevanță politică în toată această discuție, e o chestiune pur instituțională, e o decizie care ține de managementul APASERV. Noi am dat dovadă de înțelegere că și-au dorit realizarea unor expertize, a fost expertul la fața locului, a constatat, a văzut despre ce este vorba. Din punctul nostru de vedere, acea gaură nu trebuie să mai existe în carosabil, dorim să reabilităm și trotuarul, drept pentru care de aici vine și această notificare pe care o vom trimite. Da, dumnealui este doar un șef al zonei Est, nu este un factor de decizie la nivelul conducerii APASER. A transmis, nu, a și transmis, am avut notificări și în trecut făcute, tocmai de aceea vă spuneam că aceasta va fi ultima. Și a cumpărat, deci cumpără primăria mașină la mâna trebuie, la a doua, și nu trebuie. Da, e o cheltuială pe care știți foarte bine că prin luna iulie, dacă mi-aduc eu bine aminte, am alocat această sumă din bugetul local. De asemenea, în momentul în care am scos la vânzare celelalte autoturisme, am explicat de ce trebuie scoase la vânzare, pentru că ele nu mai pot servi la vechimea pe care o au și numărul de kilometri pe care i-au, nu mai pot servi scopului pentru care au fost achiziționate. Vorbim de mașini din anul 2002-2003, cu sute de mii de kilometri la bord. Și da, s-a achiziționat o mașină second, pentru că nu am dorit achiziționarea unei mașini noi și Passatul care este acum la primărie a fost adus tot second în primărie, a fost luat de la Goscom, de la AgvaServ, de fapt, în anul 2008. Nu văd așa un subiect în acest lucru. E o mașină, până la urmă, bună din punctul meu de vedere, care poate servi scopului primăriei municipiului Roman. Nu e o mașină pe care să mi-o fi cumpărat eu personal, e pentru instituție și folosește instituție. Nu o voi folosi eu, va fi condusă de către șoferul personal și da, mă voi deplasa în interes de serviciu. Eu îmi folosesc mașina mea în interes personal, vin la serviciu cu mașina mea, plec de la serviciu cu mașina mea. Deci nu e o mașină pentru uzul meu personal. Cu această mașină se va merge și la Piatra Neamț pentru ridicarea buletinelor de la Direcția de Evidență a Populației. Deci nu servește numai primarului municipiului Roman, ci pentru orice activitate care ține de primăria municipiului Roman. De ce ați optat pentru mașină secundă? Eu am plecat la București într-o zi și undeva pe la Secuieni am fost nevoit să mă întorc, pentru că mașina a avut ceva defecțiuni, cealaltă mai veche, și atunci a apărut nevoia și necesitatea discuției vis-a-vis de achiziționarea unei mașini. Din
păcate sau din fericire, cum vreți să luați dumneavoastră, un primar trebuie să aibă foarte multe deplasări prin țară la diverse evenimente și, bineînțeles, mai ales la București, pentru a gestiona cât mai bine dezvoltarea municipiului roman. Am întâlnit suficiente situații în trafic și ați văzut și dumneavoastră accidentul de ieri de la Urziceni. Din păcate, condițiile de trafic în România sunt destul de dificile. Am optat pentru ca oricine va folosi această mașină să aibă, în primul rând, un grad de siguranță ridicat. Sigur că, în același timp, trebuie să fie și o mașină care să aibă anumite performanțe. Dacă vă aduceți aminte, prin anul 2009-2010, cred, când era o anumită majoritate în Consiliul Local Roman, primarul de la acea dată, domnul Leoreanu, era blocat cu un proiect, s-au făcut ședințe după ședințe în aceeași zi, într-un final s-a reușit deblocarea acelui proiect și trebuia să se ajungă la minister la ora 16 pentru depunerea acelui proiect. S-a plecat din primărie pe la ora 12:30, că nu s-a reușit mai devreme, și vă dați seama că dacă nu ai o mașină performantă care să poți să ajungi în timp util... Pentru... Da, păi, deci m-ați întrebat. Păi, bun, ca să fi cumpărat una nouă, nu aveam banii necesari. Nu aveam banii... 17.500 de euro. Foarte bine. Duster-ul e în regulă pentru... Nu, eu vă înțeleg, dar Duster-ul nu e ok pentru deplasări la nivel național. Pentru Roman, dacă e, sigur, putem gândi pe viitor achiziționarea și unui Duster care să deservească aici în zonă. Nu e neapărat acesta. Deci, trebuie să fie o mașină care să deservească scopului primăriei municipiului Roman. Un Duster, vă spun eu că nu poate suplini sau nu poate face, poate e un pic mai scump dacă le iei cu toate dotările, toate opțiunile, dar nu se ridică la nivelul de nu de confort, de performanță acestui autoturist, chiar dacă este second hand. Dar o iau străină, nu înțeleg de ce nu. Depinde pentru ce o luăm. Repet, avem un Duster și la poliția locală, știm exact ce funcționează și ce capacități are și ce poate deservi. Din punctul meu de vedere, repet, mi se pare la banii pe care i-am avut, atât am putut să luăm. Sigur că cine nu și-ar fi dorit să cumpere o mașină nouă. Dar ăștia sunt banii. Dacă cumpăram o mașină nouă de genul ăsta, probabil costa undeva în jur de 35.000 de euro. Păi, ce an e mașina? 2014. Nu s-a făcut încă o centralizare. Nu, acolo e, deci discuția e încă valabilă, sunt și asociații de proprietari care au trecut la contorizare individuală, însă ține strict de asociațiile de proprietari stabilirea acestui lucru cu apa servă. Nu poate interveni primăria. Primăria a creat cadrul legal, restul mai departe, asociațiile de proprietari trebuie să facă demersurile necesare la apa servă pentru acele contracte individuale. Vă rog să permiteți-mi o completare, vă rog frumos, seara la subiectul ăsta. Eu sunt unul dintre romașcanii care în luna iulie, am venit cu mulți ani în urmă, am avut apa oprită la bloc, da, din cauza unor vecini de-ai mei rău platnici. Da. Da. E adevărat că primăria nu se poate implica, dar nu puteți să aveți măcar o discuție? Nu puteți cumva să faceți în așa fel încât să se tragă apa pe casa scării? Pentru că în condițiile astea i-ai luat omului... Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Ține, dușă... Da, dar ține de asociația de proprietari. Nu poate veni primăria să vă tragă dumneavoastră pe casa scării. Dumneavoastră, la nivelul asociației de proprietari, luați această decizie. Împreună cu vecinii de pe scară, faceți acest proiect, vă trageți separat și... Deci, nu poate veni primăria să vă oblige pe dumneavoastră să faceți sau să nu faceți. Nu, dar nu să oblige, domnule primar. Dar n-ar fi indicată, zic eu, o discuție cu asociațiile de proprietari în care primăria să acorde sprijinul
moral, că material n-are cum, domnule, că noi vă sprijinim. Păi, nu, în baza acestor discuții, în baza acestor discuții, e ok, putem să reluăm discuțiile cu asociațiile de proprietari, dar am avut discuții. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și nu ne convine, nu ne place acest lucru. Dar trebuie să... Da. Da, dar la fel, dar nu apa servu. Nu apa servu. Apa servu îți face proiectul și îți creează premisele pentru acest lucru. După aceea, asociațiile de proprietari își pot găsi orice firmă doresc. Asociațiile de proprietari pot colabora cu oricine. Noi am avut în trecut discuții cu asociațiile de proprietari, inclusiv când am aprobat acel regulament de facturare individuală, am avut discuții cu asociațiile de proprietari, am stabilit lucrurile, le vom relua. La o primă întâlnire cu asociațiile de proprietari vom relua aceste discuții. Și eventual așa îi puteți ajuta, prin municipal locator. Dacă sigur, poate executa lucrarea, dacă asociațiile de proprietari sunt de acord să efectueze, pentru că eu nu le pot impune asociațiilor de proprietari cu cine să facă lucrările. Dar sigur, dacă vom găsi solicitări, dacă vor veni solicitări de la asociațiile de proprietari, voi discuta cei de la locator pentru a face cu plata în rată. Încă o chestiune vreau să punem, brățările la ștrand. Există în stațiunile de turism. Da. Da. Care se încarcă la intrare și omul în interiorul ștrandului nu cheltuie bani, ci pur și simplu folosește din ceea ce încarcă. Da. S-a terminat banul, sunt doar... Știu ce spuneți. Exact așa am putea să facem. De ce? Albastre, verzi, galbene. O singură... Dar n-ați înțeles. Acolo... Da. Și asta unul plătește, că poate să plătească din banii care încarcă. Nu. Ceea ce spuneți dumneavoastră ar însemna să mai achiziționăm niște aparate în plus. Da? Deci un aparat pentru accesul la saună. Nu trebuie să comparăm bazinul de la Roman, care este un bazin didactic. Am amenajat noi ulterior acolo o saună și pentru că ne-am dorit să mai aducem ceva în plus, nu trebuie comparat cu o stațiune balneoclimaterică. Eu știu la ce vă referiți dumneavoastră și acele cartele sunt folosite și pentru plata, eu știu, mâncării, băuturii și așa mai departe. Pentru că ține totul de o singură instituție. Aici, în bazin, nu vorbim despre acest lucru, ci e pur și simplu, mi se pare, cu o cheltuială minimă. Păi, să gândim pe termen lung ce? Să oferim alimentație în bazin? Vă spun eu că nu. La bazin? Haideți să ne... Vorbim de bazin de la sala sporturilor. Nu. Strandul s-a și închis. Da, strandul este și închis. Da. Domnule primar, a plecat domnul director al Consiliului Local, dar pot să vă pun și până asta aceeași întrebare. Dar nu știu că ne reglice problemele cu statul în organigramă. Nu nereguli în organigramă, ci neconformități. Deci fiecare conducător de instituție în momentul în care vine într-o instituție are propria viziune, da? Și atunci își așează organigrama așa cum consideră de cuvință. Nu. Deci nu nereguli, nu ilegalități. Era vorba de neconformități, din punctul de vedere al domniei sale. Vom vedea. De regulă nu am avut în niciun an nici exces, nici, da, în funcție de cât se vor înscrie. Până da. Se mai vor înscrie? Până vineri. Și a treia chestie așa ca o... Spune de funcționat în față, nu a intrat în conservare, dar ce? El plouă de toată frumusețea și până a funcționat de parte care nu plouă. Ea este setată automat. Are ore de funcționare, are un mecanism care... Păi ăla ar trebui să după aia intervenit manual și reprogramat totul. Deci el are un programator care așa funcționează. Da. Vreau să vă întreb, știu că primăria finanțează spitalul municipal Roman, nu finanțați? Primăria finanțează consiliul local? Nu, se află în subordine, uneori mai alocăm și noi sume de bani. Dastărul de la spital care îl concedăm la Chirilu, ai cumpărat cu bani de la dumnealui? Da. E de la spital. Nu, e de la spital, nu e al lui. E de la spital, da.
Pentru că dacă dumneavoastră tot folosiți mașina dumneavoastră, să-i spuneți și dumneavoastră să folosească mașina dumneavoastră, că l-am văzut eu folosind mașina în interes personal și de partid. Dastăru, plătit cu banii, nu, carburatul cine la sigur? Nu vă spune, din banii noștri, din banii nu am văzut, am să vă rog la o conferință de presă la spital să vorbiți cu dumneavoastră. Dar vă jur că eu l-am văzut. Și depinde. La masă, și la sediul la BNR. Da, era în timpul programului? În timpul programului, da. Ok. Ați răspuns la întrebare. În timpul programului și eu mă deplasez cu mașina de servicii. Nu, stați puțin. La partid? Dacă am ședință la partid, mă duc și la partid, da. Cum? La partid? La masă? Dacă e... Mă duc la masă, dar n-are voie să-mi iar la masă acum. Nu, mașina, să-și pună motorile din banii dumneavoastră și atunci poate să mai bun de vreo. Da. Haideți acum să trecem la lucruri serioase. Ah, bun. Mă bucur că ați constatat acest lucru. Singur. Da. Eu vreau să vă întreb despre asfaltarea străzilor din cartierul Nicolae Bărcescu, Obniței, Mărului, Chinosului și Pescari. Astăzi, a spus, sau mâine, nu, mâine. Mâine deschidem, azi e termenul limită. Asta vreau să vă întreb, dacă vreți să ne dați mai multe detalii. A spus, dacă nu vor fi contestații, da, să înțeleg că începem de anul acesta? Eu așa îmi doresc. Da? Da. S-au înscris mai multe firme? Nu știu să vă spun, azi e termenul limită. Mâine vom ști mai multe, câte s-au înscris și... Deci mai multe detalii nu le puteți da la momentul ăsta. Nu, păi încă e în procedură. Mulțumesc, că nu mai am alte întrebări. Mulțumesc. Cu Paraschiva e gratis în transport, nu? Da, da. Da? Bine. Da, cam fiecare. Noi, asta cu tirul, vedeți că e un pic mai complicată și eu vreau să-mi protejez colegii, să nu fie așa expuși unui tir de întrebări. Ideea e în felul următor, ce vreau să se înțeleagă. Noi activitatea o începem la ora 8 în primărie, eu am ținut foarte mult la respectarea programului, chiar dacă poate la început mi-am atras antipatia colegilor din primărie impunând acest lucru, însă am pretenția ca dacă eu sunt înainte de ora 8 la servici și colegii mei să fie și vreau ca atâta timp cât suntem la servici toți să ne facem treaba pentru care sunt plătiți, pentru care suntem plătiți. Din punctul meu de vedere, cei care au atribuții pe parte tehnică sau de orice natură administrativă, trebuie lăsați să-și facă treaba în primărie și suntem suficiente persoane care putem să comunicăm cu dumneavoastră și zic eu, din punctul meu de vedere, și sper ca și dumneavoastră să fiți în asentimentul meu, aveți destulă deschidere din partea mea pentru a vă oferi toate informațiile de care aveți nevoie. După cum bine știți, noi la Pidești doar am concesionat acele suprafețe de teren. Cum am explicat și în momentul în care a fost acea hotărâre de Consiliu, aceasta privește realizarea unei finanțări cu europene pentru aducțiunea de apă a Romanului. Cealaltă discuție rămâne în momentul de față doar la acest nivel, a unor discuții de principiu și ulterior, când vom avea mai multe detalii, vom veni în fața dumneavoastră. Tăierile de salarii în primărie, astea temporare. Da, nu s-a tăiat niciun salariu în primărie, din contră, începând cu data de 1 octombrie, intrăm pe noua grilă a legii salarizării unitare. Ceea ce ați văzut dumneavoastră la ședința de Consiliu trecută privește doar o hotărâre de guvern care a stabilit regulamentul
de acordare a sporurilor pentru condiții deosebite. De la intrarea în vigoare a acelei hotărâri de guvern, Primăria Municipiului Roman nu mai avea dreptul să acorde aceste sporuri pentru condiții deosebite, drept pentru care pentru luna septembrie nu s-au mai acordat. Dar salariile au rămas nemodificate. Da. Mă uitam acum la cea, la ora 10 era termenul limită de depunere a ofertelor, bănuiesc că știți dumneavoastră ceva. Noi nu știm deocamdată cine va fi operatorul care va acționa aici în zonă. Tocmai vă spuneam că mâine sau astăzi are loc deschiderea acestor oferte și ulterior vom vedea cine a câștigat această licitație. Da, astăzi la Piatra Neamț. Da. E inclusiv colectarea ține de deschiderea acestei oferte astăzi. Și atunci ce se întâmplă cu acel contract ăla e la salubritate urbană pentru curățenia străzilor, curățirea străzilor, spălarea străzilor și așa mai departe. Nu are dezăpezire, nu are nicio legătură cu colectarea deșeurilor. De la cordon. Da, 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 da. Dar nu e doar stația de transfer în sine, ci și colectarea deșeurilor menajere de pe raza Municipiului Roman. A fost contactat în toată această perioadă de conducerea Consiliului Județean, pentru că vă întreb, eu pentru că la întrebarea pe care am pus-o cuvătorului de cuvânt, referitoare la înțelegerea dumneavoastră privind posibilitatea de a face acolo de izolare la poliția locală, mi s-a spus că domnul președinte Arsenie intenționează să se întâlnească dumneavoastră și să negocieze. Da, eu aștept, nu știu absolut nimic, aștept cu mare interes, dacă dorește să ne întâlnim, chiar l-aș invita să vină și la fața locului să vadă în ce stadiu avansat de degradare se află acel imobil. Noi ne-am exprimat tot timpul disponibilitatea de a investi și de a repara etajul 1, mai ales prin prisma faptului că acolo în anii trecuți s-au produs avarii semnificative la aparatura existentă în zonă. E o aparatură cu caracter special și chiar de la ultima problemă avută am primit un avertisment scris pentru a pune în siguranță acea clădire. Noi am găsit sumele de bani pentru a face aceste reparații. E nevoie de acordul proprietarului. Am făcut o solicitare către Consiliul Județean. După cum bine știți, a picat acel proiect pentru că, pe lângă acceptul privind reparația, mai prevedea un alt articol și preluarea din administrarea Municipiului Roman a clubului Petrotub, drept pentru care nici majoritatea din Consiliul Județean nu a dorit votarea pe puncte acelui proiect. În momentul de față, imediat după ședință, când am luat la cunoștință legat de faptul că nu este de acord Consiliul Județean cu efectuarea reparațiilor, le-am trimis o notificare în care le-am spus că de începând de la acea dată, răspunderea pentru pagubele și prejudiciile care vor fi în zonă aparține strict Consiliului Județean. Repet, cu mare interes îl așteptăm pe domnul președinte al Consiliului Județean la Roman. Mergem să vedem acolo stadiul și situația de la fața locului și în funcție de aceasta să decidem. Da, ați fost contactați ca și răspunsul? Nu. Dar nu am, deci noi nu trebuie să mutăm. O să căutăm la momentul potrivit. În momentul de față, zic eu că populația știe și încă un lucru care e foarte important de înțeles de către Consiliul Județean.
Direcția Locală de Evidență a Populației nu deservește doar municipiul Roman. Deservește și 26 de comune de pe rada, din area teritorială a municipiului Roman. Și atunci e normal să fie într-o zonă care să, da, să fie un acces cât mai ușor. Noi am făcut tot ceea ce a ținut de noi, am asfaltat întreaga curte în această vară, tocmai pentru a oferi condiții tuturor celor care apelează la aceste servicii. Încercăm, ce ține de noi, să oferim condițiile cele mai bune. Mi-aș dori ca și Consiliul Județean să facă același lucru. Da, e opinia domniei sale. Din punctul meu de vedere, acea zonă se pretează foarte bine pentru obiectivul pe care noi l-am propus. E păcat că în momentul în care am reușit să deblocăm la Direcția Generală a Vămilor acest lucru, practic creăm un deserviciu major mediului de afaceri de pe raza municipiului Roman. Eu am observat, toată lumea când e de bine îl laudă, îl ține așa în brațe, dar doar la nivel declarativ. Când e să facă ceva, din păcate nu am văzut reacții foarte, foarte ferme. Noi ne vom zbate în continuare pentru că din zona Romanului, să știți că se exportă circa 60% din totalul exporturilor din județ. Pentru care zic eu că e important acest punct de lucru al vămii la Roman. Referitor la proiectele pe care le are domnia sa, eu m-aș bucura foarte mult măcar să se materializeze scriptic, nu vorbesc faptic, măcar scriptic să le văd realizate, însă din păcate nu vedem altceva decât că unii își cer scuze în avans pentru greșelile făcute. Da. Plătesc impozit? Nu. Sunt nu. Deci nu putem să aplicăm. Cu 500% nu. Pentru că nu își întreține fațada. Exact. Nu, ele... Nu, ca proprietar, să spunem, la Clubul Țevilor, este Consiliul Județean, dar dat în administrare primăriei. Iar dincolo e clădirea primăriei municipiului Roman, însă, ca și destinație, cea de unitate de învățământ. Păi, ea ca și scop ține de Ministerul Învățământului. Schimbarea destinației trebuie să vină cu aviz de la Ministerul Învățământului. Unde la? Nu, nu mai este, nu mai este de mult. Nu știu, eu zic că mai mult de 3-4 birouri n-ar fi necesare. Păi acolo. Păi noi clădirea anexă vrem să o dăm. Atenție, nu vrem să dăm tot liceul. Noi avem o clădire anexă pe care... Nu, e departe. Nu, noi vom face demersuri la Ministerul Învățământului pentru că Romanul, să știți că nu este singular la nivel național. Sunt foarte multe unități de învățământ care s-au desființat, stau pe raza teritorială a unor unități administrative teritoriale, dar... Din păcate devin paragină și știu că la nivelul Ministerului Învățământului există interes ca acestea să fie date cu scop pe care să-l stabilească ulterior primăriile. Pentru că încetul cu încetul, să știți că eu din câte am observat așa de la an la an, populația școlară cam scade. Și faptul că dorim noi acum să facem un liceu nou, nu știu dacă are susținere practică. Și două lucruri în primul rând, vreau să aminte. Deci, în ultima perioadă a mandatului domnului Jurie Oreanu, e produsesc acel obicei.
cei ca numai operativei de zonă, cum era operativa mare, fiecare direcție din subordine să-și prezinte acțiunile în curs pentru săptămâna respectivă. Mi-ar fi de mare folos dacă am fi informat de mâini cam ce activități se desfășoară pe raza municipiului Roman, cu ore, cu date, cu zile, la instituții. Nu, pe ore n-ați avut niciodată. Eu am pretenția cel puțin că vi le prezint pe fiecare în parte. Deci ceea ce vă prezint eu este un rezumat a ceea ce îmi prezintă colegii mei. Dacă dumneavoastră vreți ca la conferință eu să vin să vă spun toate... Să prezintem cu aici, să luăm un exemplu. Biblioteca. Biblioteca săptămâna asta are ierni activități culturale. Când ați avut dumneavoastră? Ca să nu mai aflăm din altă parte, să mai ducem pe la afișe și așa mai departe. Nu mă mai țin. Da. Alea, proiectele care se desfășoară, dacă tot dați exemplu bibliotecii, se desfășoară sub patronajul unor asociații și fundații, care ele sunt cele care trebuie să vă informați. Doamna Floră, se referă că spunea domnul Leoreanu câte bănci și câte cercevele vor fi. Am înțeles. Câte becuri. Am înțeles. La asta se referă. Eu vă propun altceva. Da, dacă vreți acest gen de informații, eu v-aș propune să le solicitați punctual și vi le comunic pe e-mail. Nu, doamna Floră, la asta vă rog. Și proiectul de reabilitare a primăriei, n-ați mai vorbit de Da, nu a mai venit acordul de la Ministerul de Finanțe, drept pentru care nici nu am mers mai departe. Păi, a trecut termenul de depunere a proiectului. Pentru sala mare din bugetul local, începând cu luna noiembrie, vom începe lucrările. Pentru sala de festivități? Da, da. Dar toată clădirea ar trebui. Toată clădirea, încetul cu încetul, când vom avea bani. Păi, nu, era, fiind o clădire coproprietate, Ministerul de Finanțe, Primăria și Ministerul Justiției. Ministerul Justiției și Primăria erau de acord, Ministerul de Finanțe nu a fost de acord. Și atunci, nefiind unitar, nu puteam depune acest proiect cu finanțare europeană. Și ce veți face în sala de festivități? O vom reabilita în perioada imediat următoare, finalizăm estimările, vom reabilita întreaga sală, vom schimba scaunele și inclusiv un sistem de sonorizare. O să vedeți când va fi gata. Cu film de teatru. Două întrebări, ca să termine la două ani, a fost pe care mi-a dat acest lucru. Mă dă puțin la mașină. Mașina a spus că este second hand, nu prezintă garanție. Adică, presele pentru Volkswagen nu sunt foarte ieftine. Când se strice, e inevitabil să mă întâmpla. O să o duceți în serviciu la aceeași firmă cu care aveți contractat partitura de serviciu sau până să cinești dumneavoastră? Nu știu, depinde în funcție de... Adică intră în contractul ăla? E posibil să intre și acolo. Eu sper că nu se va defecta și nu va fi cazul. A doua întrebare este, ați văzut că dincolo de Carpația a nins? Da. Știu că e de vreme... Eu chiar am și văzut cum a nins. A fost la Brașov. Aproape. Da. Deci noi, în momentul de față, avem achiziționat o cantitate de sare la platformă, însă nu e cazul pentru zona noastră de a discuta de așa ceva. Dar în cazul în care vor veni avertizări meteo de această natură, avem totul pregătit. Da. Doi, acordul ăla de colaborare are obligații doar pentru primărie. Primăria face pază, primăria pune la dispoziție energie electrică, apă, căsuțele, tot. CSM-ul rămâne doar să vegheze și să încaseze. Da, CSM-ul, până la urmă, este o entitate a primăriei, unul și același lucru. Eu mi-am dorit ca la nivelul CSM-ului să existe interes pentru a-și genera venituri.
Eu vreau să încurajez în acest fel să organizeze cât mai mult de astfel de evenimente, astfel încât CNSM-ul să-și genereze venituri. Adică de să intre bani direct la ei, să nu mai intre în da, primărie și... exact. Da. De ce au solicitat ei 18 miliarde de lei și la asta le dați până la urmă 1,6? Da, e o... dar nu... 18 miliarde. Da, ah, ok, da. Și le dăm doar 1,6 miliarde. E vorba de bugetarea întregii activități. Din păcate, în momentul de față, resursele financiare ale primăriei sunt doar acestea. Pe măsură ce vom mai avea soluții de finanțare a activităților, o vom face și în ședințele următoare. Da, ce vreau să întreb? În legătură cu sala sporturilor, au fost făcute anul acesta investiții în infrastructura sălii sporturilor și mă interesează pe mine dacă a fost abandonat total acel proiect de extindere. Da, din păcate costurile pentru realizarea acelui proiect de extindere sunt foarte mari raportat la numărul de locuri nou create. Luăm în calcul pentru viitor, în momentul în care vor fi condiții mai bune la nivel guvernamental, realizarea unei noi săli de sport. Au fost făcute lucrări în jurul la hidroizolație, știm că am mai jucat în cupele europene și la un moment dat... Da, nu mai avem aceste probleme, inclusiv atunci când am avut acea problemă, erau efectuate, rămăsese doar un punct pe unde se mai infiltra, în momentul de față nu mai avem probleme cu infiltrațiile de apă. Meciul retur 22 octombrie de la ora 11. Posesorii de abonamente trebuie să-și cumpere bilet. Să-și cumpere bilet, da. Se știe la ce trebuie. Da, da, păi, inclusiv la prima etapă din cupele europene, același lucru da. S-a întâmplat. Da. Încă două întrebări scurte. Ce se mai aude de steagul român? Da, aici eu am avut și o discuție cu colegii de la biroul juridic. Noi avem în momentul de față depusă documentația la București pe o legislație apărută în anul 2015. În momentul în care noi am aprobat steagul în anul 2009, practic nu aveam nicio obligație la acea dată și din punct de vedere juridic, cred eu că o lege nu poate aplica pentru trecut decât în cazuri limitativ prevăzute de lege. Drept pentru care consider absolut legal steagul municipiului Roman, fiind adoptat și aprobat prin ședință de Consiliu Local, conform legislației în vigoare la acea dată. Sigur că tot ceea ce înseamnă, începând cu anul 2015, odată cu adoptarea acestei noi prevederi legislative, toți cei care vor dori să își adopte la nivelul municipiului, la nivelul localității un steag, vor trebui să urmeze procedurile prevăzute de această lege. Da, și o ultimă întrebare referitoare la statuia domnului Alexandru Cel Bun, care mai am plasat în sesiunea comisiei. Da, în această săptămână se va reuni acea comisie de la nivelul Ministerului Culturii. Încercăm să facem lobby la acea comisie pentru a amplasa această statuie la intrarea în oraș. Dar se spunea că ea va proveni dintr-o donație privată, adică practic o companie din zonă va susține finanțarea. Păi nu, ea a și fost finanțată. Niște alocări de fonduri pentru... Păi da, pentru că banii au trecut prin primăria municipiului Roman. Practic, în urma acelui contract de sponsorizare, dacă vă aduceți bine aminte, într-o ședință de Consiliu Local am aprobat acel contract de sponsorizare, sumele au fost virate către primăria municipiului Roman și ulterior primăria municipiului Roman, din acele sume primite cu titlul de sponsorizare, a făcut aceste plăți. Deci asta e procedura legală. Chiar nu... Da. O lămurire, de fapt, două. Ați spus că începe târgul. Se va bloca accesul de când? Cel mai probabil de miercuri nu vom mai permite accesul în piața Roman Vodă. Partea din lateral, toată parcarea. Da. Și a doua lămurire, când s-a asfaltat giratoriul favorit, da, stratul final, se spunea că
acel asfalt este special. Nu, a avut trebuie un... Da. Turnat la o anumită temperatură. Acum temperatura aia nu mai găsim. În giratorul Poarta Nord va fi aceeași situație nu. Și va sta până la vară? Nu, discutăm, nu, nu, discutăm de nu lucruri mai total... De la 25 de grade trebuie turnat. Discutăm de lucruri total, total de diferite. Nu am înțeles da, vă explic ce eu. Se va turna acolo până la vară. Acolo se va turna asfalt normal. Aici a fost soluția constructorului care avea câștigat această lucrările de reparații și întreținere covor asfaltic a străzilor de pe raza municipiului Roman, fiind vorba de un strat foarte subțire care trebuia doar să niveleze acea zonă. Din cu acela sensul de girație Poarta Nord, discutăm de cu totul altceva, va fi un strat foarte gros de asfalt care nu necesită, da, și care nu necesită acea substanță numită via top pe bază de celuloză care oferă elasticitate asfaltului. Deci aici era vorba doar despre lucrările de reparații. Da. Revizile centralei termice la școli, de ce nu se fac vara? Reviziile întotdeauna se fac, se fac toamnă. Ar trebui totuși să dea agentul. Dacă sunt solicitări, dacă sunt solicitări, sigur, dăm drumul și mai repede. Până acum nu au fost condiții care să impună furnizarea de agent termic și de regulă în luna octombrie atunci se fac probe. Știți de alocarea prin Consiliul Local a burselor pentru elevii de liceu care obțin matricula primară? Noi nu avem o astfel de prevedere prin Consiliul Local.